este deja oficial acum. Mi-am depus candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal. Am ca obiectiv să încep procesul de recâștigare a încrederii românilor în Partidul Național Liberal. Intru în această cursă să câștig. Partidul Național Liberal este total diferit față de cum a arătat, din păcate, în ultimele 2-3 luni. Am intrat în această cursă să unesc Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal este un partid, respinge toate curentele neomarxist-progresiste. Era nevoie și de mai mult liberalism și în Partidul Național Liberal. Am ca obiectiv să refac prestigiul Partidului Național Liberal. Trăiască România Liberală! Doamnelor și domnilor, astăzi are loc un congres de partid care valorează cât alegerile unui președinte de stat, ale unui premier și ale unui aparat guvernamental. Pentru Ludovic Orban, aceste alegeri pot fi o rampă de lansare la președinție. Pentru Florin Câțu pot echivala cu o consolidare a fotoliului la Palatul Victoria, iar pentru români înseamnă o deblocare a situației politice în plină pandemie. Toate jocurile politice vor începe de luni în funcție de rezultatele congresului de astăzi. Gabriela Mihai este de dimineață printre alegătorii liberali și ne spune care sunt cele mai noi pronosticuri pe care le fac aceștia. În același timp însă, mai multe asociații au decis să protesteze în fața sălii unde se desfășoară congresul, față de modul în care nimic nu a mai mișcat în România în ultimele săptămâni. Iana Toma vine imediat cu detalii.